fix așa, pentru că o fostă iubită din tinerețea ta, e vorba de Cătălina Cristea, presupun că da? O cunoști. Fosta, o cunosc foarte bine, da. Fosta, nu, nu. Fosta tenismenă, cu care înțeleg că ai avut o relație de un an jumătate în urmă cu vreo 17 ani. Da. Ea te acuză acum cu subiect predicat că tu ai mai avut o soție pe care o ții ascu, o căsnicie. Deci acum ar fi fost la a șaptea. Nu, la e greșit, e greșit. E greșit. Cred că este o informație greșită despre chestia asta. Eu n-am avut nicio căsnicie. De ce s-ar apuca ea să zică treaba asta? Și bă, în reversul întrebării, de ce te-ai apucat tu să ascunzi o căsnicie? Păi n-am de ce să o ascund. Tocmai asta e că n-am de ce să o ascund. Pentru că eu am avut o căsnicie, prima căsnicie, după care am cunoscut-o pe Raluca și așa mai departe. Știu că în urmă cu ceva vreme și... Am avut o relație cu o franțuzoică, da. Și cu mai multe franțuzoice acolo, da. Că eu eram singur. Da, și Mara a venit cu informația asta cu vreo lună și ceva. Nu, eu l-am întrebat așa. Dacă el în România a avut atâtea soții, dar mi-de acolo. Adică de ce nu s-ar fi căsătorit și acolo? Nu, ideea este că cineva a lansat într-un articol o supoziție cum că o franțuzoaică m-ar fi sponsorizat pe mine când am venit în România. Să m-a lansat în afaceri. Ceea ce e complet greșit. Eu când am venit în România aveam 140.000 de dolari pe care i-am investit într-o afacere din Floreasca. Da. Bani strânși în piscina ta, nu? Da, în piscina aia de la Blesil, da. Bani strânși pe munca și pe salariu și pe munca mea de acolo, lucram în piscine. Aveam, era reprezentant comercial, aveam comisioane comerciale și așa mai departe, în funcție de vânzări. Aveam un salariu fix de la club. Dar oricum, CM6, CM7, numărul oricum este... Asta, dar este nu, da, totul a plecat de la istoria că o franțuzoică m-a sponsorizat pe mine. Nici pe departe. Nici pe departe. De unde o franțuzoică să... Și că te-ar fi sponsorizat din postura de soție? Puteți să te sponsorizeze din postura de asociat. Dar nu m-a sponsorizat nimeni pe mine. Eu când am venit în România... Nu, dar de ce soție? De ce nu s-a spus, domne, sponsor, asociat, dracu, eu știu. Nu știu, întrebați-i. Da, e dubios, pentru că nu văd relevanța, că și la unde merge 6, unde merge 6, merg și 7 soții. E ofertă, la 6 primești una gratis. Da, adică... Și 7 e și o cifră bună. Este la fel de generatoare de miștouri și situația cu 6 și situația cu 7, deci până la urmă, dacă tot ți le-ai pus pe toate pe tapet, deci n-ai pus... Dar astea sunt niște informații puerile. Dar tu cum, în ce relație ai fost cu Cătălina? Poate e genul de... Poate e genul de... Știi, răutăcism de asta, vorba unui personaj. Nu cred că ar putea adică are fi... ce să... N-are ce să spună răutăți despre mine. Pentru că noi am fost plecați pe circuitul de tenis profesionist un an jumate. Da. Tu împreună cu ea? Da, împreună cu ea, da. Ai fost cu ea la turnee, adică? La turnee, da. Am fost la Wimbledon, US Open, Australian Open, turneul european, da. Păi pentru și? Că ea m-a invitat în turneul. Adică erați într-o relație bună asta? Da, vezi? Într-o relație foarte bună, da. Era iubitul ei oficial? Da. Și de ce v-ați despărțit și n-ai finalizat cu o căsătorie? Nu, nici pe departe. Urmată de divorț. N-aș putea să spun lucrurile astea pentru că... Păi nu, dar spune ea, nu tu. Am înșelat? Din cauza multiplelor... Păi dacă eram zi de zi împreună... Dacă eram zi de zi împreună pe circuit când s-o înșel, pentru că noi dormeam în aceeași cameră... În timpul unui meci. Nu e adevărat, n-avem cum. Din cauza neînțelegerilor... Din cauza neînțelegerilor între voi și a multiplelor infidelități. Cred că asta e o greșeală. Cine a declarat chestia asta? Pentru că n-aveam cum. Eu am fost cu ea zi de zi, un an și jumătate. Și dacă a fost așa frumoasă relația, de ce ați oprit-o și nu s-a finalizat cu altar? Nu, că ar fi o a doua acuzație de infidelitate după prima soție pe care ea pe care a recunoscut-o. Exact. Nu. Relația noastră a fost problema, a fost relația de familie problema. A, nu te-au vrut părinții ei? Da. N-au greșit mult. Mă rog. Mă rog, spuneam că mai e